Simona Drăghincescu a ridicat această problemă în ultima ședință a Consiliului Local Brăila pentru că, în urma unor discuții cu mai mulți locatari, a aflat că unii administratori nu își respectă atribuțiile. Sunt foarte multe asociații de proprietari care, în care activitatea președinților de asociații este mai mult decât penală și este mai ales abuzivă. Vreau să vă spun că oamenii sunt foarte nemulțumiți, dar nu au curajul de a merge mai departe pentru că sunt amenințați și pentru că asociații de proprietari au foarte mulți pensionari, aceștia sunt mințiți foarte mult, de către președinții care stau în aceste funcții fără nici un temei legal. Primăria, conform legii și Consiliul Local Municipal, conform legii 230, are dreptul de control asupra acestor acțiuni, cel puțin financiar contabile. Drăghincescu susține că atât primăria, cât și Consiliul Local Brăila trebuie să verifice asociațiile de proprietari pentru a se asigura că administratorii sunt aleși prin vot democratic și că aceștia activează conform legii. Ar trebui să solicitați public și nu atât public, să solicitați fiecare asociație de proprietari să intre în legalitate o dată pe an, să-și facă alegerile de conducere și de președinți și de cenzuri și așa mai departe. Sunt asociații care președinții cumulează funcția cu cea de administrator. Sunt asociații în care nu există și contabil și casier și nici cenzor n-au. Deci se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă. Oamenii sunt foarte, foarte nemulțumiți și aș dori să luați atitudine în sensul ăsta. Și la Galați au fost sesizări cu privire la neregulile din asociațiile de proprietari, iar municipalitatea a luat atitudine. Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile se pot înscrie pentru examenul de atestare până pe 12 aprilie. Diploma este eliberată de municipalitate doar în urma obținerii unei note mai mari de 7 la examenul care urmează să fie susținut în această lună. În acest moment, conform primăriei, în Galați activează 135 de persoane care nu dețin dovada că sunt administratori cu acte în regulă. Se impune ca managerii blocurilor să aibă o diplomă în domeniu, căci aceștia coordonează bugetul comun al locatarilor, se ocupă de strângerea banilor pentru întreținere și de achitarea facturilor.